pe stremne. Ea ia curea de Baier, de Baier în fața porții și este gol pentru City. Gol marcat de Mario Balotelli. Până la urmă, inspirația lui Roberto Mancini se vede pe tabela de marcaj. Mario Balotelli marchează la debutul său în tricoul lui City. Nu știe să se facă preiubit pe unde merge, însă Balotelli este un atacant de super clasă și s-a văzut din nou aici instinctul de killer. A marcat din 6 metri în poarta lui Pantini Monti, mișoara Manchester City 0-1. Inevitabilul s-a produs, City conduce după această pasă lui Adebayor și finalizarea de mare atacant a lui Balotelli. Până la urmă, Timișoara a cedat. Balotelli a obținut prim planul în duelul cu Luchin. Nu este însă totul pierdut. Mai este timp până la final, mai este timp pentru Timișoara să încerce măcar să egaleze. Alexa are un conflict acolo. Noi vedem bucuria lui Balotelli. Primul meci, primul gol pentru Manchester City va fi probabil primit ca un erou pe City of Manchester Stadium. Luni seară, la 22 ora României, în direct la Digi Sport, Manchester City înfruntă pe Liverpool. Urceanu, vizibil dezamăgit de faptul că echipa sa tocmai a încasat un gol, trebuie să se trezească, însă bănățenii au făcut pasul înapoi în partea a doua. În prima repriză au știut să mai iasă și pe contraatac. În repriza secundă, Manchester City a fost însă echipa care a condus jocul și până la urmă a reușit să deschide scorul. Efortul depus de